Bună, dragii mei, dragele mele, cum sunteți voi astăzi, duminica? Zi de relax, zic eu, zi de repaus. Sper ca toți care munciți să vă relaxați. Și eu am fost la parc cu fetițele, le-am dus un pic la aer. Aici au dat un pic căldura, să zicem așa, nu? Sper din suflet că sunteți toți bine. Vă pup, vă îmbrățișez cu mare drag. Vă doresc tot binele din univers și din această lume, da? Eu vă voi face astăzi cafeluța săptămânii, să zicem așa, începând de pe 14 până pe 21. Pe data de 22, 23, 24 martie lucrez pentru sporul banului și noroc în tot și în toate, așa că începând din acest moment, din acest video, de pe acest video, lăsați-vă, vă rog frumos, dorințele care voi le aveți vis-a-vis de sporul banului. Nu vorbesc de dragoste, da? Eu vorbesc de noroc la bani, de succes în afaceri, la locul de muncă, sporul banului să vină la voi, norocul să vină la voi, pe unde veți umpla. Voi face aceste rugăciuni, aceste ritualuri, pentru că și rugăciunile sunt un fel de ritualuri gratis pentru toți abonații mei, pentru toți clienții mei, începând de pe data de 22, 23 și 24, v-am zis 3 zile la rând, fac acest lucru gratis pentru voi toți cei care vă abonați și care sunteți deja abonați, pentru toți clienții mei, vă dau o mână de ajutor cu energia mea, cu ceea ce știu eu, ca să aveți parte de mai mult noroc la bani, la servicii, să aveți mai mult spor în casă, mâncare, să vă meargă bine din punct de vedere financiar. Așa că nu uitați să lăsați sub acest video și pe toate videourile care eu le voi face până în data de 24, de fapt de 22 începând până în 24, să vă lăsați dorințele vis-a-vis de bani, de servici, de sport, toți ne confruntăm cu probleme de bani, da? Mă voi axa pe bani și pe sănătate în primul rând. Cu dragoste am terminat acolo. Dacă aveți nevoie de ritualuri personalizate, bineînțeles mă căutați și le plătiți, da? Așa că voi începe cu prima variantă, sper că v-ați ales cănile până cât eu am vorbit, voi începe cu energia cafeluței începând de pe data de 14, da? Săptămâna viitoare, deci are la bază energia săptămânii viitoare și de ce nu, poate că se îndeplinește și dorințele voastre. Haideți să extragem o carte pentru prima variantă. Să vedem ce vă spune la voi toți cei din prima variantă energia cafeluței mele, începând de mâine, luni 14, da? Martie. Haideți să vedem o energie. Sufletul vostru este mort, este supărat. Deci este o energie a abandonului, da? Această moarte poate să însemne că veți termina o poveste de dragoste cu cineva sau veți termina a lupta pentru ceva sau poate să mai însemne că sunteți morți în interiorul ființei voastre, în sufletul vostru sau sunteți atât de răniți sufletește pentru o dragoste sau de ce nu, Doamne ferește, suferiți pentru pierderea cuiva, da? Sau vă simțiți pur și simplu lăsați la pământ, abandonați ca și o persoană moartă, Doamne ferește, este o energie a închiderii, cum s-ar zice, vă închideți în sufletul vostru, se închide ceva în viața voastră și va începe un alt ciclu, da? Să sperăm că totul este ok. Haideți să vedem și cafeluța voastră cum se prezintă pentru toți cei din prima variantă. Asta este cafeaua, stați că a căzut cartea jos. O să o ridic înapoi, o pun altfel. Asta este cafeluța voastră pentru toți cei din prima variantă. În afara casei aveți drumuri. Veți face drumuri, veți pleca la drumuri, da, aveți și lumânări aprinse, aia înseamnă că ori plecați la biserică, ori aveți protecție din partea divinității, da, aici se poate vedea o inițială de I, acolo aveți jos o inimă rănită și o cruce, da, înseamnă că suferiți în dragoste sau la un drum este dragostea voastră. Haideți să vedem la casele voastre ce se întâmplă. Pentru mulți în casele voastre apare un 7. Aia poate să însemne o realizare de bani, o sumă de bani, un noroc în ceva anume, da?
pentru săptămâna asta care vine, mai ales dacă aveți inițiala de C și A, vă cade un noroc la casa voastră, un noroc neașteptat de o sumă de bani sau un noroc poate să fie că găsiți un loc de muncă, un noroc în dragoste, un noroc în familie, poate să însemne orice fel de noroc. Pentru persoane cu inițiala de S, pentru că mi-apare un S și un N, voi veți avea o schimbare în casă. Ce vrea să zică? Poate că va apuca să zugrăbiți, da? Pentru că eu văd un perete alb, poate să fie și de bine, o binecuvântare, ceva de bine, dar eu cred că veți zugrăbi casa. Văd că vă pregătiți de primăvară sau vreți să zugrăbiți sau să schimbați mobila, dar eu cred că zugrăbiți în primul rând și faceți ceva schimbări, amenajări în casele voastre, da? Alte persoane cu inițiala de L și inițiala de B, vreți să dați căsuța care o aveți sau apartamentul care îl aveți la schimb pentru altceva. Probabil doriți să vă luați ceva mai mare, dați acest lucru la schimb sau aveți de gând să faceți acest lucru și vă căutați un loc mai mare. Poate că s-a unit familia, poate că nu mai aveți loc, poate că nu mai aveți nou, ce știu eu, nu vă mai place casa aia, doriți ceva mai mare și veți reuși, dar asta cam într-o lună și un pic, da? Alte persoane cu inițiala de V și I sunteți triste în casele voastre. Triste probabil pentru că nu aveți bani și aveți o problemă care vă macină, să zicem așa. Este o problemă la casa voastră referitor din punct de vedere financiar. Nu vă ajungeți cu banii, munciți mult și sunteți plătiți foarte puțin, sunteți triști, supărați, dezamăgiți, mai ales că nu aveți înțelegere nici din partea partenerului sau soțului sau copiii cu cine locuiți în casă, pentru că aici apare mai multe persoane, nu vă înțelegeți stările care le aveți și atunci este foarte greu pentru voi, sunteți un pic căzute la pământ, da? Persoane cu inițiala de G, văd iarăși un F, veți face o vacanță, veți pleca undeva cât de repede, poate că săptămâna viitoare veți pleca undeva împreună cu mai multe persoane, eu văd o relaxare, chiar văd o, s-ar putea să vă băgați în jacuzzi, de ce nu, poate nu pentru toate persoane, văd apă din asta care iese apur din ea, dar aici o relaxare bine meritată, văd pentru voi după atâta forfotă și atâta, poate că vă luați concediu și împreună cu altă familie sau prietenii doriți să faceți această, cum să vă zic eu, această mini-vacanță, să zicem așa, cam de vreo 3-4 zile vă duce să vă relaxați undeva și văd că vă iese chiar foarte bine. Aici, în 5 puncte, se va schimba o situație pentru persoane cu inițiala de L, de I, de A. Aveți o situație, văd și o cruce răsturnată, da? Un necaz, o problemă, ce situație aveți, dar situația se va schimba în bine pentru că mi-apare o semilună. Este clar că ceva se va schimba, ceva la care voi nu mai sperați, în necazul și în problemele care voi le aveți în prezent, situația se va schimba, așa că stați liniștiți că în 5 puncte poate să fie 5 zile, 5 ore, luna viitoare pe data de 5 ceva se schimbă, da? Aici se mai vede persoane cu inițiala de M care sunteți foarte supărate pentru discuțiile care le auziți în jurul vostru, mai ales dacă sunteți în zodia Gemeni sau aveți ascendent în Gemeni, vă spun să nu mai ascultați ce vă spune unul și altul, pentru că nu sunt adevărate, voi ca și persoane vă consumați foarte mult pentru ceea ce auziți și nu este bine. Lăsați lumea să vorbească, pentru că gura lumii nu astupă decât pământul, da? Avioane, vești de departe vin către voi pentru unele persoane cu inițiala de L și inițiala de R. Orică vine cineva din țară străină să vă facă vizită, orică comunicați la telefon și primiți vești care vă bucură, care vă cade la suflet. O dorință se îndeplinește pentru o persoană cu inițiala de C pentru o sumă de bani, da? Deci dacă vă doriți o sumă mai mare de bani sau această sumă de bani vi-o doriți de o lună, două, eu zic că această sumă va veni către dumneavoastră cât de repede în săptămâna asta și o să fiți foarte fericiți pentru această sumă de bani, da? Aici mie îmi apare, da, un
un șoarece mort. Asta vrea să zică că necazul vostru, dacă sunteți cu F, cu T și cu E, ați avut un necaz, o pierdere, o problemă, o supărare, o boală, a căzut la pământ și a murit. Deci stați liniștiți că veți scăpa de acest necaz, da? Pentru că șobolanul este mort, nu este viu. Asta înseamnă că veți scăpa de necazurile care voi le-ați avut asupra voastră, în casa voastră, în familia voastră. Veți scăpa, vă veți elibera de aceste probleme care au planat asupra voastră, da? Drumul foarte scurt pentru unii dintre voi pentru a vă rezolva unele lucruri, pentru unele persoane vă cade chiar noroc la drumuri, da? Vă cade mici sume de bani, realizări, stabilitate, ancore, da? Aici văd o femeie care este foarte speriată pentru că o văd însărcinată cam în 4 luni, da? Această femeie are o inițială de R, de P, de A asupra ei, dacă sunteți cu aceste inițiale, dar într-adevăr aveți ceva probleme cu sarcina, orică n-ați fost atente, orică ați ridicat ceva, orică ar trebui în cazul în care aveți 4-5 luni de sarcină și aveți dureri să mergeți rapid la spital, pentru că dacă nu veți pierde acest copil, cu siguranță, da? Sau poate că nu puteți să duceți sarcina la bun sfârșit și aveți nevoie de tratament, fie cum o fi. Dacă stați așa și așteptați să vă treacă de la sine, nu vă va trece, vă veți pierde acest copilaj, Doamne ferește. Alte persoane aveți un gol sufletesc, cu toate că lângă dumneavoastră este o stea. Deci asta înseamnă că aveți un noroc, dar poate că nu-l vedeți. Poate că dumneavoastră vă doriți cu totul și cu totul altceva și nu vă dați seama că sunteți persoane norocoase, da? Ce văd eu? Că deasupra voastră este un înger de protecție, mai ales dacă aveți inițiala de M și un I, aveți un înger de protecție care stă cu aripile deschise deasupra voastră, dar poate că din cauza că aveți o tristețe anume sau ceva, nu puteți să vedeți acest înger sau să-l simțiți. Stați liniștiți, liniștite că totul se va rezolva, da? Ce se mai vede aici? O capră. Capra, mai ales că este capră de munte, da? Nu este capră din ea care o cresc oamenii, și asta vrea să spună că în următoarea perioadă, mai ales că ea stă cocoțată pe pietre sus, veți avea un noroc. De unde ați fost căzuți la pământ, vă veți ridica sus, da? Pentru inițiala O, iar pentru inițiala A, se mai poate vedea un B, un D, deci persoanele cu aceste inițiale, deci necazurile voastre, voi le lăsați jos și vă ridicați sus, pentru că capra este sus pe munte, pe pietre, capră neagră, da? O capră rară, cum s-ar zice, care este protejată de natură, vrea să zică pentru voi cu aceste inițiale că vă veți ridica până la urmă înapoi pe picioarele voastre, cu forțele voastre, vă veți ridica de la pământ. 4 puncte mi-apare aici și pentru unele persoane, o inițială de N mi-apare, mai mi-apare o inițială de J, da? Și mai mi-apare un X, o necunoscută, veți avea o pierdere, da? Dar pe plan sentimental va fi această pierdere. Orică vă certați, vă despărțiți de partenerul de viață, de soțul, veți afla, veți descoperi niște minciuni care le veți pune la suflet și vă veți despărți, da? Alte persoane, ca și femei, mai ales dacă aveți inițiala de C, mai mi-apare un L, iar un U, așteptați un bărbat, da? Acest bărbat parcă nu vă mai dă de veste, parcă el, să știți, să nu fiți supărate pe el că nu vă dă de veste, are ceva probleme acest om și nu are timp să vorbească, poate că nu are semnal, poate că și voi sunteți foarte supărate, vă gândiți că el este cu altcineva, nu este cu nimeni, poate că este bolnav, are o cruce de greutate asupra lui, poate că are niște probleme acest om și trebuie să-l înțelegeți, vă va da de veste, dar când vă va da de veste, dumneavoastră veți fi deja turbate, să zicem așa. Încercați să înțelegeți că 2-3 zile, dacă omul nu vă răspunde, asta nu înseamnă că este cu altcineva în pat, poate că are ceva probleme, da? Iar în mijlocul cănii, dragii mei, dragile mele, se vede o bufniță egipteană. Asta înseamnă un noroc foarte mare pentru unele persoane, în special dacă aveți inițiala de D, mai mi-apare o inițială de G iară și un M. Deci veți avea un noroc neașteptat, o bufniță egipteană în toate planurile, că este sănătate, că este loc de muncă sau dragoste, voi veți avea un mare noroc săptămâna viitoare. Puneți-vă dorințe, haideți să încercăm să descifrăm aici ce se arată. În primul și în primul rând mi apare ca o ciupercă, da?
O să încerc să vă arăt și vouă, asta se vede foarte vag, această ciupercă, da? Asta de aici. Asta nu este bine, ciuperca poate să fie un frung, o boală, poate să fie că aveți amigdalitele umflate, da? Cum se vede aici. Iar aici, dacă vă uitați foarte atent, aici sunt inițiale. Mi-apare un M, un T, în două puncte vi se va îndeplini dorința care are legătură cu un drum, da? Sunteți cu multe goluri sufletești, cu multe supărări, mai ales vis-a-vis de bani, este și normal că ăștia scumpesc toate. Ia uitați că aici, în acest cerc, se poate vedea un chip de femeie, sunteți protejate. Deci dacă vă uitați atent, ăsta este cercul, sunteți protejate, o dorință în legătură cu un bărbat cu O se va îndeplini, aveți o mare protecție, așa că stați liniștiți, aveți o sferă de protecție. Aici sunt inițiale, aici este o verghetă ruptă, da? Pentru o persoană cu inițiala de C se rupe o verghetă în două puncte, o căsnicie care se rupe, o dragoste care se rupe sau poate că sunteți despărțite de soțul, de partenerul de 2 ani, da? O inițială de L care dacă nu vă țineți limba, deci vă spun, vă avizez pe toți cei care bârfiți că sunteți femei sau bărbați, dacă nu vă țineți limba, să știți că o să aveți probleme, ca și cum cineva vă bleastămă și o să aveți probleme chiar cu limba. Vi se va umfla limba în gură din cauza că unele persoane cu inițiala de L nu poate să-și țâie limba în gură. Acum, nu. Asta este și persoana respectivă află și o să vă facă ceva blesteme și s-ar putea să aveți probleme de sănătate chiar cu limba, așa că atenție mărită, da? O reîmpăcare îmi cade aici pentru persoane cu T și S. Deci vi se îndeplinesc dorințele la mulți, nu prea aveți energii negative să zici că vezi Doamne, da? Doar chestii banale de zi cu zi. Haideți să încercăm să vedem și pentru a doua variantă, să vă extrag și vouă energie tuturor celor care vi-ați ales cănița numărul 2. Da? Să vedem și vouă ce vă iese pentru săptămâna 14-21, iar în cad cărțile. Este clar că cineva mă pomene chiar și astăzi, duminica, nu sunt lăsată în pace de dimineață, telefoanele sună. Dar na, eu cum sunt bună la suflet, vorbesc cu lumea. Când n-o să mai vreau să vorbesc, este clar că mă voi opri. Aici, mai ales dacă sunteți în zodia vărsătorului, aveți o energie bună săptămâna viitoare. Veți avea abundanță, veți avea spor de bani, veți avea noroc, succes, mai ales din punct de vedere al serviciului, al banilor. Este energia apei, are legătură foarte mult cu zodia vărsătorului și bineînțeles că mai are legătură chiar și cu zodia balanței. Sunteți protejați de îngerii păzitori, după cum se vede, și veți avea un succes. De ce nu se poate interpreta că s-ar putea să vi se îndeplinească o dorință, da? Sau mai multe, Doamne dă. Aici este cam negru sufletul vostru, cu toate că mijlocul sufletului, dacă vă uitați bine, este un înger. Deci din toată negreala asta și supărarea care voi o aveți pe suflet, există o rază de lumină. În afara cănii nu vi-a ieșit nimica. Haideți să vedem ce vă iasă vouă în cană. O potcoavă în primul rând pentru persoane cu inițiala de V și U. Vă iese un noroc, da? Lângă un iepure, voi aveți o frică de ceva, dar cu toate astea, frica este cu succes. Nu se va întâmpla nimic din tot ce aveți voi în capul vostru cu frică, pentru că veți avea noroc, zic eu, da? Cu această potcoavă, da? Aici se mai vede... Veți avea alergii mulți dintre voi, persoanele care știți că deja sunteți alergici, atenție mare la polenul de flori, atenție mare că acum vine primăvara, a venit deja, se schimbă aerul, atenție unde mergeți, ce mâncați, pentru că și eu sunt alergică și chiar fac șoc anafilactic, Doamne ferește. Vă umflați de la ceva ce mâncați, eu văd că mergeți la un restaurant, da, mâncați ceva, după aia eu vă văd cu fața umflată, picioarele umflate, ajungeți în spital, Doamne ferește, în două puncte, două zile, două săptămâni, două luni, sau atenție ce pastile luați, dacă cumva nu știți că sunteți alergici, pentru că aici încade o mare alergie, sau Doamne ferește, vă pișcă o albină, da? Și vă iese în două puncte această problemă de sănătate. Stați atenți în cazul în care vi se întâmplă acest lucru și vă umflați, chemați repede ambulanța și plecați la spital că nu-i de joacă cu alergiile, da? Se mai vede aici un puiuț mic de găină, asta înseamnă bani. C
cât de repede din două locuri pentru persoane cu inițiala de P, aveți o sumă de bani, chiar și pentru persoane cu inițiala de P, vă cade această sumă de bani, săptămâna viitoare veți avea un noroc de bănișori ăștia, ori la locul de muncă, ori afacerea voastră proprie, da? Mulți dintre voi deasupra capului vostru, în casele voastre, planează un noruleț mic, un necaz, încă mai persistă acest necaz, dar persistă din cauza că și dumneavoastră doriți, nu puteți să vă debarasați de această problemă, din cauza că cineva vă creează această problemă, dar voi continuați să tot discutați, să vă tot întoarceți la această problemă, lăsați-o acolo unde este, lăsați-o să plece, pentru că nu este o problemă atât de gravă, sunt niște vorbe, niște discuții, niște bârfe, niște înțelegeri cu anumite persoane, dar dacă tot o aduceți în discuție, va rămâne pe loc și nu vă veți putea elibera de această energie și veți mai vorbi hăt pârâu încă 2-3 luni de acum înainte și vă atrageți un pic de ghinioane deasupra voastră. Am mai spus eu și la multe cliente de ale mele, încercați să nu mai gândiți negativ. Atâta timp cât gândiți negativ, eu ca și persoană care vă ajut cu sfaturi, vă ajut, dar mental nu vă pot ajuta, va trebui să faceți un minim efort să vă echilibrați mental, da? Să vă gândiți un pic pozitiv. Îmi apare din nefericire o cruce de boală pentru o persoană cu inițiala de E și O, deci o să aveți ceva probleme de sănătate, da? Vă duceți această cruce sau deja știți că sunteți bolnavi, bolnave și duceți această cruce pe umerii voștri, dar va trebui să încercați să faceți cumva să scăpați de ea. Mergeți și umblați prin doctor, dar eu văd că aveți probleme de bani și din cauza asta probabil săracii de voi, mulți dintre voi nu puteți să rezolvați această problemă, da? Mai ales că am intrat în postul Paștelui, văd o biserică foarte mare, văd că mergeți la biserică mulți dintre voi și vă rugați, vă plătiți slujbe foarte bine, chiar văd pentru anumite persoane un lanț care se rupe, ceva energii negative, că e sporul banului, că sunt farmece dacă mergeți la mastru sau ce știu eu, chiar se rupe, este un ciocan care rupe acest lanț, este foarte bine, se rupe lanțul, se rupe răul din viețile voastre. Este o inițială de V, de R, de A, de N, deci dacă sunteți cu aceste inițiale și mergeți prin biserici, eu vă spun că acest ciocan divin vă va rupe lanțul, necazul, ghinioanele și problemele, da? Mulți dintre voi veți fi într-o adunătură aici, da? Că sunteți la locul de muncă sau sunteți într-un restaurant sau veți merge la un chef, la o distracție, dar ăsta este de bine, cu un delfin este de bine, s-ar putea să fiți invitați la un botez, la o ziua onomastică a unui copil, da, văd aici multe persoane care se bucură, dansează, se distrează, aveți un eveniment sau veți fi chemați la un eveniment, da? Aici se vede un bondar foarte mare pe negru, asta nu este de bine, mulți dintre voi aveți sporul banului furat, da? De-aia v-am zis eu că începând de pe data de 22, voi face rugăciuni pentru sporul banului, pentru că acest bondar, ca și cum vă ia tot sporul din casă, nu aveți parte de bani, orice adunați, orice faceți, nu, mă scuzați, nu rămâneți cu absolut nimica, da? Pentru că și norocul dumneavoastră este dat la spate. Deci acest bondar are mare legătură cu persoane cu inițiala de E, de S, de V, se mai poate vedea un I, se mai poate vedea un N. Dacă sunteți cu aceste inițiale, voi din cauza asta nu aveți bani, că aveți sporul banului furat, aveți ghinioane pe bani și probleme, da? Ca să nu rămână banii la voi, da? Aici scandaluri, certuri între persoane care sunt în casă, ca și cum soț, soție, vorbe urâte, aruncate. Acest om bea, văd un pahar pe masă, da? Dacă el are inițiala de M și F, se mai poate vedea deasupra lui o inițială de Z, această femeie se trage de păr ca și cum plânge. Aveți probleme cu bărbații, unele dintre voi chiar și cu alcoolul, vă doriți ca să plece acest om să vă lase, dar uite că nu vă lasă nici să muriți, nici să trăiți, da? Deci aici are cineva patima alcoolului din nefericire, da? Aveți certuri, aveți scandaluri, da? Alte persoane vă doriți să se întoarcă înapoi soțul acasă, dar eu văd că el este
prins de o caracatiță, ca și cum este o femeie șatenă spre blondă care i-a făcut ceva la soțul dumneavoastră peste din 6 luni, văd eu 6 puncte la acaparat, da? Cum face caracatiță, care mai multe tentacule și l-a prins în farmecele ei. Din cauza asta acest om nu se mai întoarce, nu că nu ar vrea, dar nu mai poate să vină înapoi, stă cu această femeie care are și copii și a mai distrus și alte căsnicii. Dacă vă încadrați cu această lectură, ce zic eu, aici sunt farmece la mijloc. Dar un rechin, aveți un dușman foarte puternic, voi care sunteți cu inițiala de S și mai aveți o inițială de A, atenție mărită că aveți dușman la casa voastră. V-am zis, în toată negreala asta, dacă vă uitați într-un punct, aveți o săgeată, aveți un înger păzitor care vă protejează. Da? Pe mulți dintre voi, hai să vedem ce vi s-a format și pe farfurioară. La mulți dintre voi, dacă dorințele săptămâna viitoare se îndeplinesc pentru voi, hai să vedem ce a ieșit, lacrimi, veți vărsa lacrimi, aici din nefericire este un lucru urât, un animal urât, da? Aici este o femeie care, vedeți cum îi are fața, destul de rotundă, dar buzele le are scoase în evidență, este cu inițiala de I, este foarte supărată, dar și aici aveți un ecaz care stă culcat la pământ, acest animal e culcat la pământ, deci nu este în picioare pentru voi cu persoane cu inițiala de C. Aici este un chip de copil cu supărare, poate că aveți persoane bolnave în familia voastră, va trebui să mergeți la un drum cu ele să rezolvați problemele, dacă aveți copilaj bolnav, da? Aici mai apare o petală de trandafir, da? Un început de dragoste pentru unele persoane. Ce mai mi-apare? O lumânare aprinsă, o protecție, dacă aveți candela aprinsă în casă, este foarte bine pentru persoane cu inițiala de G, de C, de A, mai mi-apare iar un V. Multe chipuri, multe discuții veți avea în această săptămână, da? Multe cruciulițe, veți auzi de multe boli, veți auzi multe probleme, o inimă pe alb, o dragoste, un început de dragoste, da? Și două dorințe pentru voi din a doua variantă se îndeplinesc. Nu toate dorințele, dar două se îndeplinesc, dragii mei, dragile mele. Sper că v-a plăcut și această lectură. Eu mă opresc aici. Vă doresc o duminică binecuvântată, cu pace, cu liniște, cu tot ce vă doriți dumneavoastră. Bineînțeles că vă doresc o săptămână de vis. Să aveți parte în săptămâna care vine, începând de mâine, de noroc, de sănătate, de liniște. Rugați-vă în continuare să fie pace pe pământ și Duhul Sfânt să coboare peste tot poporul și peste toată planeta și să ne aducă pace, da? Nu uitați de data de 22 până pe 24 că voi face aceste ritualuri gratis de sport și de sănătate, în special de sport. Lăsați-vă sub acest video dorințele cu sport, nu scrieți de dragoste, da? Pentru că dragostea a fost. Așa că ce să vă zic, vă îmbrățișez cu mare drag, vă doresc tot binele din univers, vă mulțumesc din nou din suflet că vă abonați la canalul meu. Vă doresc din suflet să aveți parte numai de sănătate și noroc. V-am pupat!